Născută în anul 1960 în comuna Doljana, Robănești, Virginia Vedinaș este în prezent profesor universitar în cadrul Facultății de Drept a Universității București. Și pentru că o parte din sufletul ei de oltean a rămas aici, autoarea a venit să-și lanseze ultima carte chiar printre prieteni, colegi și foști profesori. Această apariție, pe care n-aș numi-o numai editorială, este în același timp și un memento instituțional cu valențe practice absolut remarcabile. Sunt convins că toți practicienii și teoreticienii de bună credință vor aborda din toate perspectivele tot ceea ce doamna profesor a adunat picătură cu picătură ca un adevărat oltean sârguincios. La Craiova am venit să lansez o carte care se numește Statutul funcționarului public. Este a doua ediție a unei lucrări apărute în 2009 prima, o carte în care am încercat să transmit nu numai informații, cunoștințe, experiență, ci și un mesaj. Mesajul este guvernanți, aveți grijă de funcționari. Ei sunt instrumentele prin care statul lucrează. Fără ei nu sunteți nici voi, nici noi, nimic. Autoarea cărții a îndeplinit funcția de președinte al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici și ulterior a avut calitatea de senator, iar în prezent este consilier de conturi, membru al Curții de Conturi a României.